Cine știe că o fi să ne desmulțim, ar vrea pe, să rog pe Lucu să proiecteze Efeseni, capitolul 5, versetul 26 și 27. Efeseni, capitolul 4, versetul 26 și 27, pagina în Biblie, 1148. Și aș dori la citirea cuvântului să contribuim cu toții și aș vrea să citim cu toți împreună. Împreună cu mine nu o să ne grăbim, dar citim cu toți cuvântul. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Este o seară de tineret și m-am gândit mult despre ce să vorbesc în seara aceasta. Poate că este mai mult de o lună jumătate de când Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc despre mânie și am hotărât ca în seara aceasta să abordăm împreună acest subiect. Am meditat mult la cuvântul acesta pentru că și eu sunt dintre cei care au nevoie să mă aștept Domnul să fiu tot timpul, să știu să-mi stăpânesc mânia, să mă autocontrolez. Și m-am gândit că nu sunt singur și vreau să mă adresez în seara aceasta copiilor, tinerilor și părinților. Peste o seară de tineret, dar cred că Dumnezeu vrea să ne vorbească la toți. Indiferent de vârsta pe care avem, cu toții ne mâniem. Dacă te uiți la un bebeluș, e un bebeluș micuț, îl ține mama în brațe și când îi este foame, începe să se mânie, se înroșește tot, începe să dea din mâini, dă din picioare și se manifestă și plânge cu o gură așa de mare că nu știi cum se potolește mânia. Dar după copilul ăla, bebelușul ăla crește un pic mai mare, începe să-și manifeste mânia altfel. Până când ajunge un tânăr sau un adolescent, vorbești cu cineva, cu un tânăr, de exemplu, nu-i place, sau te trezești că se ceartă doi copii și un copil se enervează și pleacă în camera lui și ca manifestarea mâniei, trântește odată ușa, te întreb dacă nu s-o crăpa deja peretele, nu s-o crăpa peretele, deci, wow, ce e asta? E manifestare de mânie. Și copiii se mânie, și tinerii se mânie. Câteodată unii manifestă mânia violent, gălăgios, alții numai te privesc cu o privire de așa de ți-ngheață sângele în venă. E un copil mic și când se uită la tine că e mânios, zici, măi, ăsta avea să mă mănânce. Dacă ar fi mai mare, nu știu dacă a scăpa, așa? Și copiii se mânie. Și tinerii se mânie. Dar și adulții se mânie. Și câteodată ne este foarte greu să ne stăpânim emoțiile și ca adulți, când copilul îl vedem că îi spui odată de două, trei ori și nu ascultă și ne ieșim și noi, să zic, din fire, și ar fi toată chiar să facem ce nu trebuie, să păcătuim. Și de aceea Domnul mi-a pus pe inimă seara aceasta că suntem copii sau tineri, să vedem cum am putea să învățăm să ne stăpânim mânia, să vedem ce este mânia, care sunt efectele ei. Și de aceea vreau să spun că mânia începe în primul rând în gândul nostru. Ai un gând în minte. Cineva te-a supărat. De ce m-a supărat? Păi am făcut ceva ce nu-mi place mie. Mânia izvonește de aici, din inimă, nu-mi place mie, mă deranjează, nu-i cum văd eu, nu-i cum gândesc eu, totul din minte. Și în momentul acesta, din minte pleacă într-o vorbă. Și începem să vorbim, dintr-o vorbă pleacă într-o acțiune, pleacă într-o faptă și începem să facem o faptă. Și dintr-o faptă pleacă într-un caracter și de-aia mă adresez tinerilor, ca să nu-și facă obiceiul să fie mânioși, ci să se deprindă că dintr-o faptă pleacă un caracter și dacă aș întreba pe fetele din biserică care fată i-ar place să se căsătorească cu un băiat mânios? Mâna sus. Fetelor, ar place să aveți un băiat mânios? Adelina nu-i place. Bravo, Adelina, nici mie nu-mi place. Dar nici la un băiat nu-i place cu o fată mânioasă. Se formează un caracter. Și apoi și ce se formează? Se formează un destin. În predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos zice, deschidem Biblia în Matei, capitolul 4, de a zică se ajunge până într-un destin, dacă am deprinderile acestea să fiu mânios. Deci este în capitolul 5, versetul 22, zice, dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății,
Și când te mâni, ziceam, după gând, mânie, vine vorba. Și oricine va zice tatălui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului și oricine va zice nebunului, va cădea sub pedeapsa focului Ghene. Până acolo se ajunge, până la un destin despărțit de Dumnezeu din cauza acestui păcat, tolerat și poate de mulți nebăgat în seamă. Știu că nu toți sunteți mânioși, poate numai eu câteodată mai sunt mânios din când în când, dar poate că Domnul vrea să ne vorbească. De aceea să fim atenți și cu luarea minte. În Proverbe 25 cu 28, acolo spune cuvântul Domnului că omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Ca o cetate surpată și fără ziduri. Eu când nu sunt stăpân pe mine, cu alte cuvinte, eu dacă nu sunt capabil să-mi controlez nervii, să zic un cuvânt mai modern, nu mai sunt mânios, sunt nervos. Dacă eu nu sunt capabil, sunt ca o cetate surpată și fără ziduri. Cine ar vrea dintre noi să locuiască într-o cetate surpată, într-un oraș unde toate casele sunt dărâmate, înainte existau zidurile acelea de apărare, pentru că așa erau războaiele de atunci, și fără ziduri. Păi ești în siguranță. Dar cine ar place să aibă în casa lui un astfel de soț sau o astfel de soție? Cui ar place dintre tine, repet întrebarea, să căsătorească cu cineva care este un astfel de om, care nu ai siguranță în el? Nu știi când se enervează, acum se enervează și sare țandăra. Este ca o revărsare de ape, ca o revărsare de mânie. Și acum am văzut inundațiile care au fost aici. Gândiți-vă că ai sta în casă cu un astfel de om care nu știi când se rupe barajul și inundă. Și te întrebi, ți-ai face tu casă acolo unde știi că aici e un baraj foarte fragil. Un baraj fragil care nu știi când vine un pic mai mult apă de la munte. Adică care e apa aia de la munte care vine? Nemulțumiri. Coincidențele astea. Păi unul mi-a tăiat fața și mă nervez. Unul nu știu ce-a făcut, a servit și mi-a dat peste degete și nervos. Și când vine acasă, deja barajul meu dă peste. Și trebuie numai ca un copil să verse un pahar de apă. Și buf, s-a revărsat paharul. S-a rupt barajul și mătură tot ce este în cale. Așa este o revărsare de mânie. Și cred că la nimeni dintre tine nu le-ar place să te căsătorească cu un astfel de om. Fie că e băiat, fie că este fată. De aceea, de tineri, ar trebui să învățăm să ne controlăm aceste emoții și sentimente pe care Dumnezeu le-a pus în noi ca un sistem, să zic, de autoapărare. Știți ce se întâmplă? Cineva zicea, hai să citim din Iacov 1 cu 19 și versetul 20. Zice, știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați? Orice om să fie grabnic la ascultare, încet, încet la vorbire, deci când mă mâni nu înseamnă că trebuie să-mi dau drumul la vorbire, zăbafnic la mânie, adică s-o întârzi, zăbafnic, s-o amân, să nu-i dau drumul, să nu-l lasă vină. Căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. E un lucru foarte important de știut, că dacă eu sunt un om mânios, lucrarea Duhului Sfânt, și o să vorbesc, o să am un punct special pentru lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, nu se poate manifesta. Domnul să ne ajute să învățăm să ne stăpânim aceste emoții puternice. Amin? Pentru că mânia, zicea cineva, este ca focul. Se aprinde ușor și arde. Și se stinge. Dar știți, întotdeauna rămâne ceva. Și ce rămâne? Când arde focul lemnele, ce rămâne? Cenușa. Rămâne cenușa. Aia nu se arde. Și dacă eu ca tată sau ca copil, am obiceiul să am revărsări de mânie între copii. Joacă între copii, care numai se ceartă. Copii, tineri, vă certați? Între voi, așa ca copii. E bună mânia. Și se revarsă mânia și strigă unul la altul că tu ca tată strigi și nu reușești să-i acoperi pe doi. Îți revărsări de mânie. Rămâne cenușa. Știți ce face cenușa asta? Rupe. Desparte relațiile dintre tată și fiu. Rupe relațiile dintre fică și mamă. Rupe relațiile dintre frați. Și de multe ori, vezi că au crescut mari, sunt frați și zici că nu sunt frați. Au prieteni care se împac mai bine decât ei ca frați. Pentru că e o cenușă adunată de multe ori. De aceea, Domnul să ne dea înțelepciune, să nu lăsăm cenușa să se pună între noi. Amin? Proverbe 12 cu 18, aici cuvântul Domnului este un alt verset, după aceea o să trec mai departe. Zice, cine vorbește în chip ușuratic, știți ce înseamnă să vorbești într-un chip ușuratic? La mânie, când ne mâniem,
Începem să vorbim ce ne cade la gură, ușuratic, pe soția ta a dus-o, faci tu vacu, el te face tu boulă și zici că ești la fermă. Nu? Că vorbești ușuratic, dar zice, rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțeleptului aduce vindecare slăvit să fie Domnul. De aceea ar trebui să avem foarte grijă când ajungem în situații să ne mâniem. Cum vorbesc? Odată vorbeam cu cineva, cu doi parteneri de căsătorie, care ei erau sinceri, ei erau dreți, ei ce aveau de spus, ei spuneau în față, ei nu ocoleau nimic, ei erau adevărul întruchipat aproape, că am rămas surprins, n-am mai văzut așa ceva în viața mea. Și am zis, măi, dar vorbele voastre care le spuneți, voi nu le spuneți să vă împăcați, sunt cadrul o săbii și m-a lovit un altul și voi nu știți altceva. I-am zis, vedeți că vă tăiați și vă ajungeți la divorț. Pentru că, așa spune cuvântul Domnului aici, cine vorbește în chip ușuratic, este ca străpungerea unei săbii. De aceea Duhul Sfânt, în omul cel nou, dacă am citit contextul din care am citit aceste versete, din capitolul 4, mâniați-vă și nu păcătuiți, zice să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare, să vă înnoiți în Duhul minții voastre. Și mai departe spune că să nu tristați pe Duhul Sfânt. Știți ce se întâmplă când vorbele mele sunt drepte și altaie? Străpun ca o sabie. Și se străpung relațiile dintre tineri și părinți. Și ajung copiii mari și copiii nu ascultă pe părinți, părinții nu ascultă pe copii. Și apare tot o ruptură. De aceea mă rog Domnului pentru familia mea, pentru mine și pentru familia din biserică, să învățăm să vorbim. E un lucru, frații mei, care se învață. Nu spune când ești nervos tot ce-ți trece prin cap. Stai, liniștește-te, calmează-te, gândește-te și fă ceva, o să vorbim ce trebuie să facem când suntem uneori și spune-mi ce trebuie să spui. Aici zice cuvântul Domnului, mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră. Deci rezultă foarte clar, odată am mai vorbit despre mânie un pic, am atins câteva puncte, dar acum nu mă leg de punctele alea. Dar zice, mâniați-vă și nu păcătuiți. Poți să te mânii, pentru că așa suntem făcuți. Când vezi o nedreptate, nu se poate să nu te mânii. Când vezi că copilul este obraznic față de părinte, tu ești tata și copilul e obraznic față de părinte și mama îi spune o dată, de două ori, de trei ori, păi te mânii. Ajung să te mânii, nu? Și copiii ajung să se mânie. Și au și ei mâniile lor. Trebuie să ne mâniem și să nu păcătim. Dar ce înseamnă aia? Înseamnă să învăț să mă autocontrolez când mă mâni. Să mă învăț să vorbesc, să nu dau drumul frâu mâniei mele, să nu-mi disciplinez eu ca tată copiii la mânie, să nu mă bat eu ca frate și soră între mine la mânie și să fac fapte nedemne de copii al lui Dumnezeu. Asta e voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Vreau să vorbesc despre mânia care nu-i păcătoasă. Iisus s-a mâniat. Moise s-a mâniat. Dumnezeu s-a mâniat. Dumnezeu când se declară pe el și se spune cine este, spune că eu sunt un Dumnezeu încet la mânie. Dar nu înseamnă că Dumnezeu nu s-a mâniat? Nu înseamnă că Dumnezeu nu și-a revărsat mânia? Și n-a pedepsit? Nu înseamnă că eu dacă nu trebuie să-mi disciplinez niciodată copii? Nu înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să fiu încet la mânie cum este Tatăl meu Ceresc. Eu zic, Domnul să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Amin? Când valorile lui Dumnezeu, când cuvântul lui Dumnezeu este călcat în picioare, este bajocorit, când văd că frații nu trăiesc cum trebuie, te mâni, te superi, te întristezi, apare mărăciunea sufletului tău și apare mânia. Mânia asta nu-i păcat în punctul ăsta. Când eu încep să am o revărsare murdară a mâniei, să o numesc murdară, atunci ea începe să devină păcat. De aceea e foarte important să știm unde este nivelul de mânie. Cuvântul Domnului, de aceea mâniați-vă și nu păcătuiți. E așa de ușor să crești nivelul, să lasă crească nivelul apelor până a ajuns la păcat. Și dacă ar fi să vă întreb acum, care? Trecem că ajung totul să mă mâniu. Care trebuie să fie durata mâniei mele?
Aveam un coleg la serviciu, când se mai, să zic, mânia cu soția, două săptămâni soția nu mai punea mâncare, oricum nu mai făcea mâncare în casă, nu mai punea mâncare cu ei, nu mai vorbeau două săptămâni, cel puțin era minimum, m-a povestit cu el cum era minimul la ei în familie și a zis, băi, nu-i bine, nu-i bine deloc ce faceți voi. Nu-i bine. Aici zice Biblia, cuvântul Domnului ne învață, mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră. Să n-apună soare. Eu când văd că deja, uitați-vă, apune soare, mai văd mai la geamul de acolo un pic de soare, înseamnă că eu deja situația mea în casă, în familie, cu prietenii, trebuie să fie reglată. Înseamnă că trebuie să fie reglată. Dacă nu se reglează, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic, așa? Pavel e înțelept și zice să nu dați prilej diavolului. Știți ce se întâmplă? Eu vă spun. E ca și cum pasați mingea diavolului și zice, ia să văd dacă tu poți să-mi dai gol. Ia să văd dacă tu poți să-mi dai mie gol. Eu spun aproape 99% diavolul îți dă gol, că e mai bun ca tine. Când tu nu reușești să te oprești la pusul soarelui și dai prilej diavolului, pasezi-i mingea așa cum a... Pentru că ce se întâmplă? Pasându-i mingea diavolului, în inima ta rămâne un foc. Te culci supărat pe părinți. Te culci supărat pe copii. Te culci supărat pe frate sau pe soră, pe prieteni. Dai prilej diavolului. Pentru că focul rămâne aprins în inima ta și arde. Și diavolul atunci vine în inima ta, ai doar un gând roșu și începe să zică și aia s-a mai făcut, și aia. Spune Proverbe și de că e o cinste. E o cinste, e onoare să ieți greșel. Și aia. Și atunci, dintr-un foc mic, care a fost o ceartă, devine cât casa. Devine un munte mare care zărâmă inima. Poate că zicem, timpul o să vindece. Timpul nu va vindeca, să vă spun. Mânia asta, cearta asta, neiertarea din inimă nu va vindeca timpul. Timpul nu va vindeca, ci o va face bulgărerea micu să devină un bulgăre mare care te va zdrobi pe tine sau va zdrobi pe alții. Și într-o zi până la urmă, probabil că tot vei exploda. Tot vei exploda. Dar când explodezi, nu explodezi frumos. De-aia e bine când vedem că este o mânie. În primul rând să învățăm să comunicăm. În primul rând să învățăm să vorbim. Eu să învăț să vorbim. Auzisem o întâmplare care m-a distrat odată despre, m-a distrat, între ghilimele, despre un tată și copilul lui. Și copilul lui întreba pe tată, tată, dar de ce cresc florile? Dar de ce roata este rotundă? Dar de ce? Și tot felul de întrebări, multe. La un moment dat, tatăl nu răspundea nici o întrebare. Știi, mama era acolo și mama s-a supărat un pic și a zis la copil, lasă, nu mai întreba pe taică-tu. Nu mai întreba pe taică-tu, lasă-mi face. Trebuie să nu răspunde. Dar tata zice liniștit. Lasă să întrebe că așa învață. Of, Doamne, câteodată ca părinții și mă adresez și părinților, Cuvântul Domnului spune să nu tărâți asta în mânie pe copiii voștri. Și nu ne-am gândit dacă am păcătuit în domeniul acesta, că am întărâtat la mânie. Dar vreau să vă zic un lucru. Vorbiți. Comunicați. Spuneți de ce. Când vedem că este mânios și lăsăm în mânia lui, nu este bine. Comunicați, explicați, învățați-l, faceți-l să înțeleagă. Dacă nu vrea să înțeleagă, da, puneți-vă autoritatea, că sunteți sub autoritatea lui Dumnezeu, să vă manifestați autoritatea asta copiilor. Dar nu direct. De ce? Că nu vrea eu. Nu vrea eu. Dar de ce nu vrei tata? Așa, că pentru că eu zic așa. Nu așa se procedează. Domnul să dea înțelepciune să vorbim. Comunicarea înseamnă manifestarea dragostei, pentru că tu iubești copilul tău și trebuie să-l înveți. Domnul să ne dea înțelepciune ca părinți. Amin? Știți ce se întâmplă când eu lungesc durata mâniei? Unii, este ca o oară cu capac care fierbe. În tabără aveam o cuptă, o închideam și fierbeam acolo, că cu cupta închisă fierbea mai repede. Dar tot ce era o gaură unde ieșea abur. Că dacă nu explodează. Pentru că dacă tu lași mânia să se adune, la unii explodează târziu. Dar știi ce se întâmplă la unii? Este ca un circuit electric pe care tu ții sub mare tensiune. Și mânia aceea îl distruge. Arde rezistențe. Arde tot acolo. Și la un moment dat te trezești că
te trezești că partenerul tău de căsătorie este distrus de tine. El nu ți-a spus, pentru că de câte ori a încercat să vorbească cu tine, taci că eu știu, taci că eu am dreptate, taci și se arci cu intele, sistemul nervos. Și după aia zice, vai săracul cum a ajuns, uite că nu mă mai pot înțelege cu el. Și am o mare vină. Pentru că eu sunt un om unios. Domnul să mă ajute ca tânăr, că eu pot să ajung în vremea căsătoriei mele să mă comport așa. Eu pot să ajung să fac greșeli de genul acesta. Să-mi distrug soția, copiii. Sau soția să-și distrugă bărbatul și copiii. Domnul să dea un duc de pace peste biserică și peste fiecare dintre noi. Și să n-ajungem niciodată să lăsăm să apună soare peste mânia noastră. Amin? Amin. Frații mei, vreau un an intim. Amin din toată inima. E foarte important. Domnul să ne ajute să n-apună soare peste mânia noastră. Amin? Amin. Amin. Nu uitați că a zis amin. Deci când vedeți că apune soare, rezolvați orice mânie cu ajutorul Domnului. Amin. Pentru tine mai am un gând. Proverbe 22 cu 24 și 25 cu privire la mânie. Acolo cuvântul Domnului ne spune nu te împrieteni. Nu te împrieteni cu un om iute la mânie. Vedeți, suntem la vârsta care ne facem prieteni. Ne facem prieteni. Și nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie și versetul 25. Ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Amin. Ce se întâmplă? Suntem, avem tendința să ne facem prieteni din biserică, din afara bisericii. Dar aici cuvântul Domnului este foarte clar. Deci eu dacă sunt iute la mânie, vă arăt niște pași care trebuie făcuți. Dar eu trebuie să fiu atent ca tânăr să nu mă împrietenesc cu cei ce sunt iuți la mânie. Pentru că dacă ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui, vreau să vă spun, ce este mai ușor? Să te îmbolnăvești sau să te ții sănătos? E ușor să te ții sănătos, mai ai ieșit afară, dezbrăcat, care a dat un pic. Am mai stat aici, am avut un, când eram în general, am jucat fotbal în curtea școlii, un coleg s-a dus, s-a băgat cu capul sub apă rece, că era încălzit, a murit pe loc. Acolo a murit pe loc. A făcut convulsie și a murit pe loc. E așa de ușor să răcești. E așa de ușor să te deprinzi cu obiceiul rele. Când vezi că el numai trântește, bate cu pumnul masă, simplu, se manifestă. Bă, dar unii zic, e bine pentru suflet că te descarci. Da, te descarci, învață să te descarci. O să învățăm să ne descărcăm altfel. Din cuvântul Domnului. Dar când tu ajungi să devii un astfel de om, ajungi un om insuportabil, tu o să vezi până la urmă că dacă tu ești așa, prietenii tăi încep să se depărteze de tine, pentru că tu te mâni și pe prietenii tăi. Da, tu nu te mâni numai pe unii și pe alții. De aceea mă rog Domnului, pentru voi tinerilor, depărtați-vă de oamenii mânoși, de tinerii mânoși, ca să nu ajungeți ca ei să fie o cursă pentru suflet și cursa pentru suflet se termină cu un destin în iasul de foc. Domnul să aibă milă să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Mai aveam un gând pentru părinți, să nu îndreptăm copiii noștri la mânie. Câteodată suntem foarte absoluți și nu dăm nicio explicație de azi, că e foarte important să dăm explicații. Câteodată facem așa și nu dăm explicații și eu am făcut, să nu crezi că eu sunt desăvârșit. Eu mă asum orice responsabilitate. Și vreau să vă spun, este ca și când ai câștigat o bătălie, dar ajungi în timp să vezi că copilul tău s-a depărtat de sufletul tău. Să vezi că nu mai poți să vorbești cu el. Domnul să ne dea înțelepciune. Domnul să ne dea înțelepciune să câștigăm și bătăliile și războiul într-un final și cu familia întreagă să fim în cer. Amin. Ce vom face când apare această stare de mânie? Este imposibil să nu apară. Este imposibil. Nu vreau să vorbesc acum despre temperamente, despre trei de caracter vreau să zic, despre temperamente, că unii sunt colerici. Sunt unii dintre noi din naștere așa. Ei se aprind foarte ușor. Ei sunt foarte iuți la mânie. Sunt foarte harnici. Sunt foarte prietenoși. Știu să-și cea iertare. Știu să se împace repede. Dar sunt foarte iuți. Altul nu este mai melancolic. E cel care cu oala, care ține mânia în el. Altul sunt multe caractere. Este un temperament, se numește temperament de adversitate. Ați auzit de el? Sunt oamenii ăștia în românește, se numește cică contra. Tu orice îi zici, că îi zici bine, el zice contra. Că îi zici rău, el e contra. Oricum e contra.
Tinerilor, feriți-vă de astea de lucruri. Numai ca să vorbească, ei te contrazic într-una. Ei întotdeauna știu mai bine. Feriți-vă. Ajunge să fiți nesuportați de partenerul vostru de căsătorie pe care îi veți avea. De copiii voștri. Feriți-vă de un astfel de comportament. Nu este sănătos. Alții sunt mai melancolici. Ei reacționează mai greu. Adică nu că reacționează. Ei se închid în ei. Ei își controlează mai ușor sentimentul acesta de mânie. Dar ascultați-mă, e foarte important, indiferent care îl avem, în primul rând, trebuie să-l înfrânăm. În primul rând, trebuie înfrânat. Vă vreau să vă dau un exemplu. Gândiți-vă că conduceți o locomotivă. Și o accelerați și începe să mergeți la maxim. Asta e mânia mea. Locomotivă care merge la maxim cu cea mai mare viteză și capă tot în picioare. Trece prin orice. Ai o frână. Duhul Sfânt spune că una din roadele lui este înfrânarea. Calcă frâna, hotărăște-te! Ai zis, bă, ce să fac? Eu așa sunt, eu mă nervez repede, foarte bine. Pe ce? Ce mă nervez repede? Ce dacă? Nu ce dacă. Trebuie să te înnoiești, spune Pavel aici, să vă înnoiți în Duhul minții voastre, să vă împăcați cu omul cel nou. Îmbracă-te în omul cel nou, prelucrează-te, lasă roada Duhului Sfânt să lucreze în tine. Ce să faci când vezi că începi să te enervezi? Cugetă! Care sunt stările care mă fac să mă duc așa? La exasperare, la enervarea maximă, care reacționez la secundă, nici nu mă gândesc. Care sunt? Gândește-te, când ajung în starea aceea, ce să fac? Și ce să faci? Ia o pauză. Du-te afară. Fă ceva. Hotărăște-te în mintea ta niște cuvinte să-ți le zici. Oprește-te, calmează-te, liniștește. Acționează și să știi că Duhul Sfânt te ajută. Dar tu când zici, eu așa sunt. Nu-i dai nicio șansă Duhul Sfânt să lucreze în tine? Lasă-L pe Duhul Sfânt să te transforme. Ascultați-mă, trebuie să căutăm domeniile din viața noastră care avem transformare. De-aia vă vorbesc despre mâine. Nu că sunteți niște frați mânioși în seara aceasta. Nu de-aia vă vorbesc. Vă vorbesc ca dacă este cineva care se apropie de marginea prăpăstiei, de marginea păcatului, să vadă când s-a apropiat, de ce s-a apropiat, ce să facă să nu mai ajungă acolo, ce cuvinte să zică, ce atitudini. M-am zis, aveam un frate în țară, un frate iubit care zicea că el conducea un camion și zicea că când se enerva tare, cobora din camion și făcea câteva ture la camion, se urca și apoi și continua ruta. Când ești încărcat și mergi cu un tonaj mare, se bagă unul în față și tu nu poți să frânezi, frânezi și degeaba frânezi, nu-i ușor. Îți crește tensiunea și te enervezi. Și atunci ai tendința să faci prostii. Zicea, eu am luat decizia, cum faci așa, opresc camionul și mă duc odată în jurul lui de două ori până mă liniștesc și apoi mă urc înapoi să-mi fac o prostie. Îl iubesc pe fratele ăla. Și un frate înțeleg. Domnul să ne ajute. Când avem probleme să facem lucrul acesta, oprește reacția, poruncește să frânezi. Nu fi ca Cain. S-a mâniat că Domnul a primit jertfa lui Abel. Și până la urmă a sfârșit prin al omorâ, așa? O sfârșit prin păcat. Proverbe 15 cu 1. Haideți să vedem un verset frumos. La un moment dat ne-am scos din proverbe și pilde, dar am tăiat foarte multe versete, că foarte multe vorbesc despre mânie. Când mă enervez, fiți atenți ce trebuie să fac, când sunt nervos, un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Deci am două șanse. Ok? Este un foc. S-a prins un foc. S-a prins un foc între mine și el. Am două șanse. Să pun ulei pe foc sau gaz, benzină, să ațâți mânia, da? O vorbă aspră. Sorine, ce mi-ai făcut? Ții minte? A, dar știi că și tu mi-ai făcut? Hop, s-a făcut mânia deja în casa și încep vorbele tăioase, încep acuzațiile. Pentru că asta avem tendința să facem și asta vine din fire sau din Duhul? Vine din fire, crezi-mă. Și firea trebuie supusă Duhului. Un răspuns blând potolește mânia. Un răspuns blând, dar nu o vorbă de aia ironică. Un răspuns blând nu înseamnă o vorbă ironică. Și eu mi-am obiceiul ăsta prost de multe ori să zic vorbe ironice la copiii mei. Și nu, după aia îmi dau seama ce am zis și îmi pare rău. Nu. Un răspuns blând potolește. Și ce face? Se pune apă peste mânie și se stinge. Și l-a fost decât un mic foc de paie, mă, dar nu unde? O trecut tot și o trecut așa de frumos.
Dar când vezi că focul ăla s-a întețit, nu mai vorbesc ăla în camera lui, ăla în camera lui. E problemă. Deci ce să facem când vine mânia? În primul rând, ne-am făcut în minte un plan. În al doilea rând, în planul nostru trebuie să fie un răspuns blând. Domnul să ne ajute să avem răspunsuri blânde, da? Am notat aici că mânia fără blândețe este ca o furtună ce se transformă în uragan. Mânia fără blândețe. Știți, ploile sunt bune. Avem nevoie de ploi. Dar când uraganele, când ajunge la mânia aceea necontrolată, aia nu numai udă, uraganul udă, ca și ploaia normală, dar zboară, strică, distruge. Asta se întâmplă. De aceea nu uitați. În al doilea rând, un răspuns blând potolește mânia și Domnul să ne ajute la lucrurile acestea. Amin. Proverbele 22:17. Mulțumesc, doamne, Chiste, că mă aștept cu versetele. Să ne caute o Biblie, că e un pic mai bun. Dacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă. Pleacă-ți urechea. Frații mei, când suntem un temperament de ăsta mai iute, e bine să ne sfătuim, indiferent că suntem tineri. E bine să te sfătuiești, să ajungi să vorbești cu cineva despre problema ta. Vreau să vă spun, problema asta a distrus o grămadă de căsnicii și a distrus o grămadă de destine și de vieți. Sfătuiește-te, ia-ți pe cineva, trea cineva, uite, am o problemă. Că-i tata, că-i mama, că-i un frate din biserică, că-i chiar un prieten. Am o problemă, nu pot să mă stăpânesc. Și fratele acela duhovnicesc se va ruga cu tine. Îți va da sfaturi. Te va întreba, ei, săptămâna asta te-ai mâniat? Da, când te-ai mâniat? Atunci, de ce? Cum ar fi trebuit să faci? Și discutați împreună și parcă se luminează în fața ta. De aceea zic, sfătuiește-ți, pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților. Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta. În Evrei 2:18, despre Domnul Iisus Hristos se spune acolo că și prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate că noi ne gândim numai la cruce, numai la Golgota. Ascultați-mă, toată viața Lui pe pământ a fost o viață de ispitire și de încercare. Și nu au fost numai cele trei ispite, cum ce noi trei, că au fost mai multe, dacă citim atenție în pustie. El a fost ispitit inclusiv cu păcatul mâniei, să-l facă. Și găsim de multe ori că s-a mâniat, dar găsim că a avut niște limite. Dar El zice, ce zice cuvântul Domnului aici și ne învață, că poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. De aceea, permite lui Dumnezeu să lucreze. Roadă-te! Spune-i Domnului problema ta. Regulat. Ascultați-mă, nu fiți niște pesimi. Doamne, tot timpul mă enervez. Fii optimist, roadă-te. Roadă-te cu credință că Domnul te scoate din problemă dacă ești în problema aceasta. Coloseni 3:16. Ce să mai fac ca să lucreze Duhul Sfânt în mine, ca să am roada Duhului Sfânt în frânarea? Să nu mă aprind în mânie. Coloseni 3:16 zice că cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Mă opresc aici. Frații mei, ce să faci? Vă spun, eu mi-am făcut acasă o listă de versete și l-am eliminat ăsta, era prea lungă predica, mai țineam încă o oră aici să vă spun. Fă-ți o listă de versete, cuvântul lui Dumnezeu, învață-le! Și acționează pe baza lor. Să locuiască din belșug. Ce înseamnă din belșug? Una e când ai o sticlă plină cu apă și o bei. Sau ai atât apă de sticlă și... Păi, ce vorbește Biblia despre asta? Păi vorbește ceva, parcă că acolo să răspund blând, nu mai știu. Nu! Învață potrivit cu problema ta. Și când cuvântul tău, cuvântul Domnului, dă din belșug peste tine, în loc să spui, să nu zic o înjurătură sau un blestem, o să ai pe buze o vorbă bună. Domnul să ne ajute și la lucrul acesta. Amin. Foarte important cum ne manifestăm în ea. Foarte important. Pentru că și părinții, și copiii, toți se numim. Dar e foarte important cum ajung, în ce impostază, cum ar fi să văd, vedeți aici un filmuleț cu mine ultima dată când am fost eu mânios. Ăsta nu e săină.
cum ar fi să o vedeți pe dumneavoastră? Ce așteptați? Nu-i sora cu tare, nu are cum să fie ea. Nu-i fratele cu tare, așa? Cum ne manifestăm? Nu uitați că Dumnezeu este de față la manifestarea mâniei tale și a mele. Dumnezeu de față, e acolo prezent. Și știți ce spune cuvântul Domnului tot în Efeseni? Să nu întristă... Mai departe, spre imediat câteva versete mai jos, versetul 30, am citit versetul 27, zice, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Îl întristezi pe Duhul Sfânt, că nu lasă să lucreze roada Duhului Sfânt în tine. Până acolo poți întrista că el pleacă de la tine. Și citesc mai departe, pentru că mânia are niște surori. Știți care sunt surorile mâniei aici? Amărăciunea. Dacă a pus soarele, amărăciunea prinde rădăcini și crește și ce va să fiați orice lăsat de amărăciune. Să-ți mulgeți. Iuțeala. Iuțeala e soră cu mânia, pentru că sunt iute. Strigarea. Păi la mânie cam strigăm. Clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Timpul s-a dus. Aș vrea să mă opresc aici și... Ce-mi doresc pentru mine, familia mea, soția mea și copiii mei și pentru Biserica Domnului de aici este lucrul acesta. Domnul să ne dea un duh pașnic, blând și liniștit. Moise a fost un om iute, a devenit cel mai blând om de pe fața Pământului. Domnul să ne ajute să ne transforme inima, să fim niște adevărați ucenici ai Domnului. Amin. Ne-am întrebat unde este frontiera între mânie și păcat. Că parcă versetul din seara aceasta ne dă și cum ne dă un drept la mânie, dar ne interzice să păcătuim. Aș vrea să mergem cu o temă de casă și să ne gândim, așa cum spunea fratele Sorin, la Moise. Atunci când Moise a ieșit și o văzut pe frații lui, spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Exodului, chiar la început, că a văzut pe un egiptean bătând pe un evreu. Nu spune cuvântul că s-a mâniat Moise, dar spune ce-a făcut. Și înainte de a face lucrul respectiv, putem să tragem concluzia că s-a mâniat. Spune cuvântul lui Dumnezeu că l-a omorât pe egiptean, crimă, și după ce l-a omorât, a ascuns crima, ca și cum era crima perfectă, a pus un nisip, a nivelat tot, poate mai și pus ceva crem să nu se vadă. Frontiera, știți unde era? Frontiera să nu te lași călăuzit, să acționezi în funcție de duhul mâniei care era în tine. Dacă el se stăpânea, nu comitea crimă. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne deschidă ochii, să vedem unde este frontiera. Domnul Iisus Hristos a intrat în templu și s-a mâniat. S-a mâniat și eu am spus lucrul acesta, dar vreau să vă spun ceva, că Domnul Iisus nu a bătut pe nimeni în templu. Dacă spune cineva că Domnul Iisus a bătut, să știți că mine. Domnul Iisus a știut unde este frontiera. S-a mâniat văzând ce au făcut oamenii din casa Tatălui Său. Le-au răsturnat business-ul, le-au răsturnat mesele, le-au dat drumul la porumbei și ce bucuroși au fost porumbei în libertate, le-au răsturnat banii și parcă văd copiii când au auzit zângănitul de bani pe jos, cum au sărit copiii pe bani și săraci. Și asta a făcut Domnul Iisus, s-a mâniat. Dar nu bătut pe nimeni, că dacă bătea pe cineva, erau aprozii și se făceau plângeri împotriva Domnului Iisus și după aia în judecată că i-au bătut, nu bătut pe nimeni. O știu unde este frontiera. Să ne dea Dumnezeu lumină și înțelepciune să știm unde este frontiera. Amin? Haideți să ne ridicăm în picioare, să mulțumim pentru seara aceasta Domnului și, în a doua parte, să ne încredințăm în mâna Domnului, chiar să ne păzească în săptămâna în care am intrat. Amin.